Bățetor, îmi vrea mie de șatră, bă. Și de ce rol ăsta așa frumos? Și de oameni din șatră, mă. Mai frumoși ca cerul. A dracu pelea aia pe tine! Ce ai, bă? Și dacă ești în coșciuc, ce faci? Te uiți după ăla care vine la grapă? Păi da, bă, că n-ai ce să-l faci. Că unul e, cum sunt arde potcovarul pe lumea asta? Merge așa încolo, așa. Și ăla eu sunt. Eu. A, uite. Dacă era să mă lovească ăștia cu mingea. Nene, dă-ne și nouă mingea. Ia, măi. A, cum ești tu? A lui Gianni Giuvaieri. E nepotul lui unchi Aurică. S-a mort tu. Ia uite, s-a pui șatra. Ești nepotul lui Aurică? Da. Ia uite, mă, nu mi-a zis nimica. Măi, Aurică. Hei. Hai să trăiești. Hey. Mă, Aurică, mă. Hei. Uite, mă, vreau să așa într-o vizită? Ce mi-au din orechile? Păi tu, mă, Aurică, tu ai un secret. Eu? Ce? Ai așa un secret și mie nu mi-ai zis nimic. Ce secret? Aurică, uite acolo. Păi noi suntem frați de cruce sau ce suntem? Păi suntem, bă, frați de... Atunci de ce ții nepotul ascuns de mine? Tu ai un nepot ascuns de mine. Nu s-a obișnuit cu ideea de a avea cunoscut. Așa? Dar cine-i măsa? Spălăcită, dar un muncă. Nevasta lui Gege Dumbreavă, Ina. Tot la țiganii noștri trage spălăcitilii dracu. Așa e. Și cum îl cheamă, mă? Roberto. Roberto? Dar ce nume este? Că nu-mi plătie, dar Aurolac. Maica sa-i olteancă și visează la fotbaliști italieni. Na, nu, nu. Trebuie să-i găsim un nume. Păi o să-i găsim, normal. Păi da, uite, eu aș zice Aurel. Nu, mă, Aurel. Aurica Aurel. Păi ca păma tale, bre. Păi dar e primul nostru nepot, ce vrei să-l cheme, păi, fac? Nu e bine. Și poate să-l confunde. Ce zic? Da? Păi da, după nume, când e vorba de neșteate. O să mai mă gândesc, mă gândesc și găsim. Ăsta care n-are toți. Robingo. Ce Robingo, bă? Da, că aduce bani. Are dreptate, stătică. Aduce bani. Sau bancomatul. Ba? Păi așa îi spun rebelion. Nu, mă. Dar nu, bancomatul nu-i bine, că ăla dă bani. Bancomat? Nu, mă, dar e și al nostru cartel. Nu e. Să-i copil, bă. Care fac, dar e cartel verișor cu bancomatul. Să puneți numele de cartel la nepotul meu de la medalion? Da, fiu. Da, asta, o să ne gândim, găsim bun, nu mai bani. Bancomat, dă-o dracu. Ne bate în joc de copil. Bă, eu zic să-i zicem Paganini. Aoleu, Paganini. Păi Paganini, mă, că ăla cânta frumos. Da, mă. Da. Panganini o să-i zicem. Da. Panganini cel mai bun. Da, trebuie să-l învăț. Ăsta, ăla, cu copza, mă. Păi știi de bani. Solfino! Solfino! Că o Borodea până afară, că am să zic două vorbe cu ea. Aoleu! Deste onoare, pe capul meu stăte! Onoare e reciprocă, dar tu te cheamă și să nu mai ieși. Păi pasește rulată, ce? Lasă-ne fă să văd ce vorbe are omul ăsta cu el, să-l zică. Bine, 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 uite, eu mă duc să-mi văd de treabă, rilote. Mă las aici singurei să nu vă vadă nimeni. Toată șatra e a voastră. Hai, du-te și să nu scoți capul afară, fii atent. Căprioaru, fii atentă, ține-te tare. Special am venit acilea pentru tine personal. Eu ți-am găsit locul ca să te fac vedetă. E, da. Pă bune, nena, să da. Uite atâta are scena. Dar nici nu credea că o să te țin matele de cuvânt. Doar crezut că ai zis la mișto. Fă, păi de te-ai mințit cu ceva până acum? Eu nu te-am umplut de țoale? Cum am zis? De aur? M-ai umplut. Și de toate alea? M-ai cum am zis? Nu? Dacă spuneai și de copil. Care? Roteuțou. Nu mă lua la dinții găinii că s-a încheiat care copil. Roteuțou. Trebuia să spui. Știi că sunt generos. Păi, auzi, dar ce mai face Roza? Ce să facă, fă? E supărată și ea săraca că stă singură toată ziua.
că medalionul când îl cauți nu-l găsești. Păi da, fă, că medalionul muncește. Da. Că doar n-o să stea tot în ziul că după curul ei. Că eu 3 copii am făcut la Urică și am muncit până în ziua afacerii la fiecare. Păi și eu la fel, fă. Dar o zic că e mai sensibilă, că am făcut-o la bătrânețe, nu ca tine. Păi, fă, sensibilă, sensibilă, dar să știi că nu-i șa de ochi în cap, nă. Adică ce vrei să zici, mă rog? Păi vreau să zic că dacă era cineșa în șatră sub ochii mei, nu să... Așa ce făceam? Pe state nu l-ați văzut? Păi noi cu Aurică. A ieșit până la vecinul Costică. Credeam că a trecut până la voi. Dar cine e vecinul Costică? Bă, ăsta cu ferestrele strâmbe. Și de unde cunoaște strâmbe? Pum! Păi eu știu de unde. Fă. De ce nu mi-ai spus nimic? De ce ai tăcut ca pește lipă uscat? Mi-a fost frică. Dar nu e supărat pe mine, a? Nu. Nu. Mi-a zis Olfina că ai suferit. Că tu n-ai nicio vină. Că copilașul meu a rătit în burtică. Asta e viața. Am bucură pe creștere și nenea sătică. Că m-am uscat de când am plâns. Da, gata, lasă, lasă, lasă. Știu. Hai. Hai, lasă că... Vine altul. Mai am meleoane cu pățeava de la pușcă. Acu cântatul cum rămâne? A, uite, facem așa. Vii mâine cu mine să te vede niște oameni, da? Și tot aș din gură, mă lași pe mine să vorbesc, da? Tu o să dai o probă, așa. Da, să închiba la mare. Al Caterinca, adică. Stați, mă! Stați, iar norocul să stea! Dacă iau eu pe asta și fac freza corp asta, ce zici? Aceea ți-e vecinul Costică, fiți ar glicea mila, li drac. Fă nenorocită, dracu, fă! Că tu vrei să spargi casa la fratele lui Aurică, fă! Dacă nu-ți fac eu, mă rog! Ho, să vă dau cap în cap, ho, fă! Că vă dau cap în cap cu permisiunea lui Aurică, firațele dreacului cu toaca voastră de ciochinitoare. Fă! Vine-o să spun ceva la urechea aia. Aia, da? Asta? Da. Astupă pe aia altă ca să nu-ți iasă din capul ăla prost. Așa. Și fii atent. Auzi, mă, dar tu de ce mă trompesc cu asta? A? Fă! Nu sunt eu legiuita ta? Taci și ascultă. Îți place banii? Ce zici? Dă mâna aia jos! Îți place banii? Dar cum, dracu, că iubesc ca pe copiii mei? Ei, am aranjat cu Rodea, că sunt managerul ei, să am un precent în ce cântă ea la o crâșmă. Și din precentul ăsta ai și tu precent. E? Păi, dar și pe mine de ce nu mă corentez cu noutățile astea? Ei, te-am corentat acum. Da? Auzi, fă, zice că o pune pe asta să cânte ca să câștige și asta un ban cinstit. Asta? Cinstit? Asta? Da. Păi, Rodio, păi, dar de când ești tu așa secretoară? Da, acum am aflat și eu că e managerul meu, să mor eu. Fă! Să dai un precent și la șate. Să știi că te iubesc. Ei, da. Așa că sunt, nu te mai arțuiești tu la mine, da? Eu nu te-am trompat pe tine. Aoleu. Eu am muncit așa o viață, în casă și până afara căși. Și acum la sfârșit și în rilotă. Aoleu. Păi ai muncit la noi în rilotă când, bă? Da, acum cu precentile care le-am aranjat. Da, gata. Hai, duceți-vă unde aveți voi treabă. Haide, du-te. Da, vino și tu. Stai,